Un grav accident de circulație s-a petrecut duminică seară în municipiul Constanța. 4 persoane au fost rănite după ce un șofer a intrat în plin într-un grup de persoane care traversau pe marcaj pietonal un bulevard din oraș. Ulterior, una dintre victime a decedat. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Mai multe ambulanțe, echipaje medicale și polițiști au intervenit duminică în jurul orei 20 pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța pentru salvarea a 4 persoane spulberate pe trecerea de pieton de un șofer. Martorii povestesc că șoferul în vârstă de 20 de ani avea viteză și a intrat în plin în grupul de persoane. Era pe trecere? Da, era pe trecere fix în spatele meu, eram cu prietenul meu, am coborât din autobuz. Și la 10 cm în spatele meu a intrat toate mașinile oprite, el a intrat în 4 oameni și asta a fost, petrecerea de pietoni. Avea viteză? Da, da, avea viteză, nici nu a mai apucat să freneze, a intrat direct în oameni. Ai văzut toate astea? Da, 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 când m-am întors în spatele meu am văzut exact cum s-a produs accidentul. E cam periculoasă, adică aglomerată. Și cum se intră din partea dreaptă avea și se vine și din dreapta și din spate și din dreapta de sus. Vă dați seama, aici e lejer, dar vara e dezastru. S-a mai întâmplat accident? Chiar s-a mai întâmplat, dar s-au mai tamponat între mașini, așa, da. Am auzit o bufnitură, oameni țipând și oameni pe jos după aia. Avea viteză? Avea viteză, da. Era o zonă totuși destul de luminată, n-a văzut. Ce se nu știu, urme de frânare nu sunt, nu e nimica. De pe banda 1-2 a oprit și pe 3 n-a oprit. Cele 4 victime au fost transportate la Spitalul Județean Constanța, însă, din nefericire, un tânăr de 28 de ani care a intrat în stop cardiorespirator după ce a fost preluat de medici de la locul accidentului, nu a mai putut fi salvat. Cum știți, au sosit în cursul serii de ieri 4 victime ale unui accident rutier. Prima victimă a decedat în camera de resuscitare în ciuda manevrelor care s-au făcut. Celalți 3 pacienți sunt internați în spital. Este o pacientă în stare gravă în STI. Este intubată, ventilată mecanic, are multiple fracturi, are traumatisme craniene, traumatisme pulmonare și este în stare critică. Mai sunt 2 pacienți internați în ortopedie, au fracturi de gambă fiecare, au fost operați în cursul nopții și sunt stabili, sunt conștienți, sunt să colaborați cei doi pacienți care sunt internați pe ortopedie. Potrivit polițiștilor constanțeni, accidentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. Șoferul vinovat, un tânăr de 20 de ani, este începător având permis de conducere de mai puțin de un an. El a fost testat și s-a stabilit că nu băuse. Polițiștii rutieri au fost sesizați să intervină în municipiul Constanța, unde a avut loc un accident rutier produs din cauza neacordării de prioritate. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani care a surprins și accidentat pe marcaj pietonal 4 persoane, fiind vorba despre 3 bărbați și o femeie în vârstă de 33 de ani. Tânărul a fost audiat de oamenii legii noaptea trecută, fiind luată decizia de a fi cercetat în continuare în stare de libertate.